Fotbaliștii de la CFR Cluj și-au reluat ieri pregătirea pentru noul sezon al Ligii 1, în care urmăresc să câștige titlul de campioană și Cupa României. La primul antrenament, sub comanda antrenorului George Coșta, au fost prezenți 24 de jucători, printre care și noile achiziții, Roni, Lion, Renan, Camora și senegalezul Sugu. Portughezul George Coșta a efectuat ieri primul antrenament alături de noi săi elevi pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu. La reunirea echipei au fost prezenți în gruia 24 de jucători, printre aceștia numărându-se și fotbaliștii transferați de ardeleni în perioada de vară, Camora, Roni, Renan, Lion și Sugu. Primul antrenament al feroviarilor din această vară a însemnat și revenirea lui Roberto De Zerbi și Edimar, doi jucători care au suferit accidentări grave în returul campionatului trecut. Clujenii speră să facă uitat cât mai repede sezonul de pomină în care s-au clasat doar pe locul 10 și să se reabiliteze în fața suporterilor. Vreau să facem uitat anul campionatul care a trecut și care a fost de toată jena pentru noi. Am făcut o contraperformanță ca o echipă campioană să termine pe locul 10. Mie mi-este jenă și sper să le fie și fotbaliștilor. De altfel, echipa a fost sancționată financiar de către club din acest motiv și din altele. Sper să începem o pregătire foarte bună și un campionat nou în care să reușim de la început să fim în lupta pentru titlu și să ne instalăm pe locul întâi la un moment dat. Campania de achiziție a CFR-ului nu s-a încheiat, a precizat Iuliu Mureșan. Până la sfârșitul lunii, lotul echipei ar putea fi completat cu încă doi jucători pentru care se negociază în această perioadă. Transferurile au fost făcute din timp, nu le-a lăsat pe ultima clipă pentru că așa e mai bine. S-ar putea să mai vină jucători, o să mai vină jucători la sfârșitul lunii, o să vină un jucător și o să mai vină probabil unul, să vedem când. Ardelenii se află în căutarea unui portar cu experiență, însă șansele ca Bogdan Lobonț să ajungă la Cluj sunt minime. Portarul lui AS Roma este dorit în continuare de italieni, care nu sunt dispuși să renunțe la român. Nu, Lobonț, știu că este în Cluj, Lobonț este un mare caracter și sportiv. Eu așa personal sunt în relații bune cu el, dar chiar am vorbit cu el, dar amical și nu despre transferuri. Și el rămâne sigur la Roma, așa mi-a spus cel puțin mie.